trei agenți economici au fost sancționați contravențional pentru încălcarea prevederilor în domeniul silvic. Valoarea amenzilor aplicate s-a ridicat la 8.000 de lei. La data de 18 octombrie anul curent, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică și Poliției Municipiului Târgu Jiu, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Ocolului Silvic Târgu Jiu, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite în domeniul silvic. Cu această ocazie s-au efectuat controale la depozitele de materiale lemnos a trei societăți comerciale situate pe raza municipiului Târgu Jiu, iar în urma inventarierii stocurilor de material lemnos existente, au rezultat diferențe între volumul faptic și cel din aplicația sumal. Cei trei agenți economici au fost sancționați contravențional pentru încălcarea prevederilor legii numărul 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu amenzi în valoare totală de 8.000 de lei. Totodată a fost dispusă confiscarea valorii ca a cantității totale de 8,91 m3 cheresteară și noase în valoare de 5700 de lei. Totodată a fost dispusă confiscarea valorică a cantității totale de 8,91 m3 cheresteară și noase în valoare de 5700 de lei.